aperitivele. Ia uitați-le. O linguriță de zahăr. De apă și amestecăm puțin să se topească. Așa. După ce s-a topit, adăugăm puțină făină. Fie consistența ei, uitați. Așa. Unii smântâne grose. Acum o să acoperim vasul nostru și lăsăm să se odihnească. Acoperim cu folie și lăsăm să se odihnească până își dublează volumul. Să vedem dacă crescut. O să adăugăm făină, o să adăugăm puțin câte puțin și la început o să adăugăm puțină făină. Vă punem așa pe supra. O să adăugăm un ou.
încet, încet, până o punem pe toată. Și dacă nu este necesar, mai adăugăm puțin. Așa. Și o să adăugăm la urmă și ulei. Ulei de floare soare sau ulei de măsline. Circa 60 de ulei. Și ulei o să adăugăm la urmă. Aici avem biluțele noastre puse la odihnit și o să umplem cu ciupercuțe, uitați, ciupercuțe de la borcan condimentate. Și aici am roșii, roșii uscate. Aici în Italia se găsesc așa în borcan, dar puteți pune și puțin bulion sau cu ce doriți le umpleți. Și mai am aici bucățele de cașcaval, o bucată de cașcaval și crembuști. Astea le facem pentru băiețel. Și apoi o să punem și susan și semințe de floarea soarelui. Așa. Și să începem, să vedem cum le facem. Și o să începem cu o biluță. Am să dau deoparte și apoi o să le facem pe rând. Așa. Și o să întindem. O să întindem prima biluță. Deci dacă este necesar, puneți făină la întins. Așa. Thank you.
Trebuie să le fac pe toate împreună, în același timp. Așa. O să luăm. Acestea le dau deoparte pentru moment. Îi dăm timpul să se odihnească la fiecare bucățică de aluat pe care o lucrăm. Depinde ce vrem să facem cu ea. Așa. Aceasta am să tai tot la fel și am să fac mici triunghiuri, mici cornulețe. Așa. Să vedem câte ne trebuie. Și am să pun roșii. Roșii uscate. Așa, câte una așa aici. Și am să le întorc. Și le pun aici alături pe toate. Așa. Și le răsucim. Așezăm așa aici, într-o parte. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. Eu le-am spus chifle, dar or să fie tot așa un fel de pelitire. O să le pun pe toate împreună. Așa. Și le dăm aici deoparte. Mai întindem puțin. Păi eu am nevoie să-mi fac două șuvițe mai lungi. Și le întind și mi le pun așa aici. Pentru cârnăciori, pentru crembuști. Așa. Între timp, luăm și întindem altă bucată, unde o să punem cipercuțele. Așa. Și aici, în interior, o să punem ciupercuțe. Așa. Apoi lăsăm totul la crescut, să crească. Și după aceea dăm la cuptor. Așa. Să punem totul. Așa. Ne ștergem mânuțele. Și acum o să închidem așa. Și o să facem biluțe. Le închidem bine, bine, bine.
acestea sunt cu ciupercuțe. Așa. Și le punem aici, într-o parte. Închidem așa bine totul. Așa. Închidem bine, bine să nu se desfacă. Așa. Și le punem așa aici, într-o parte. Și apoi să le punem pe toate în tavă. O să dăm mai întâi cornurile, cele dulci, la cuptor și apoi cele sărate. Așa. Dacă o faceți cu ciupercuțe proaspete, le trageți la tigaie, cu usturoi. Așa. Aici. Am terminat și cele cu ciupercuțe. Acum mai întindem puțin acestea două ca să se întindă bine. Așa, că le vreau subțiri, subțiri, subțiri. Așa. Am să las aici deoparte. Așa. Între timp, aluatul se odihnește și apoi o să mai întindem puțin. Dăm aici deoparte. Și avem ultima biluță. Aceasta o să o facem cu cașcaval, cu bucățele. Așa. O să întindem puțin. Care ne-a rămas să-l strângem și îl dăm deoparte, așa aici, frământăm așa puțin și apoi să-l întinde. Așa. Aici avem cașcavalul nostru și o să tăiem așa bucățele. Le umplem cu cașcaval. Așa, facem triunghiuri. Așa. Putem face și câteva dungulțe, așa.
Și dăm deoparte și pe aceste, le dăm deoparte. Așa, prindem așa cașcavalul aici. Punem deoparte. Mai întindem puțin. O facem lungă-lungă. Așa, o așezăm aici. Așa, și dăm deoparte să se odihnească. Și acum o să tăiem și crenguștii noștri. Am să-i tai tot așa în bucățele. Așa. Am să-mi aduc tava aici, tava noastră, și o să le punem așa în tavă pe toate. Și o să punem cărnăciorul nostru în interior. Uitați așa. Și apoi răsucim. Așa. Și acum le așezăm pe toate. Le așezăm aici. În 2, 4, 6. Și o să punem așa. Acum o să ne rupem oul nostru. Și o să punem așa aici, ca să ungem cu puțin lapte, cu o lingură de lapte o să punem. Să deschidem și cuptorul. Am deschis și cuptorul.
ușa. Aici avem și semințele, oul și macul. Și acestea o să le dăm cu puțin ou. Acestea sunt cu cibercuțe. Și o să le dăm prin mac. Și o să le așezăm așa aici. Așa. Și alotul care ne-a rămas o să-l facem cu semințe. Cu semințe de floarea soarelui. Așa. O să-l trage așa. Și o să-l tăiem. Prin semințele de și l-așezăm așa aici. Acesta e simplu. Așa. Și apoi lăsăm să crească totul. Așa. Dăm așa mai încoace să încapă tot. Așa. Așa. Și acum le lăsăm să crească bine, bine, bine. Așa. Le ungem cu ou bătut cu lapte. Așa. Așa. Vedeți? Am dat cu ou. Acum lăsăm să crească. Cu cibercuțe, cu crembuști, cu cașcaval, cu roșii în interior și simple. Ia uitați-le. Ia uitați acesta cu crembuști. Cu cibercuțe, cu cașcaval. Ia uitați. Așa, cu crembuști. Ia uitați cu cârnăcior, cum l-am să-l scot de aici. Am făcut așa, că l-am împletit. Așa, și cornulețele sunt cu roșii umplute. Ia uitați. Cu roșii. Cu roșii uscate. Ia uitați cu crembuști. Crembuși bune, bune și gustoase. Toate sunt bune. Așa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Am intrat, doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. La revedere! O zi frumoasă! Să vi le mai arăt odată. Ia, ia. Bunătăți, bunătăți!